Rugămintea noastră este cei care sunteți prezenți și vreți să adresați întrebări, mai ales celor care l-au cunoscut de aproape pe părintele Sofian, sau pur și simplu să fie un dialog, deci putem pune întrebări, putem sau să pur și simplu să ne mărturisim un gând. Un gând despre părintele sau, mă rog, un gând, că ne-am întâlnit împreună. Pentru că seara, ați văzut, nu este concepută ca un fel de ciclu de conferințe, ci întâlnirea cu părintele. Și ne bucurăm că avem aceste imagini deosebite și care ne fac prezent pe părintele. Așa cum a fost și la seara cu părintele Arsenii, mă gândeam ce minunat a fost filmul lui Șerban Magearu. Faptul că am văzut întâi filmul și după aceea, parcă deja întâlnirea era împlinită. Deci, dacă aveți gânduri, vă rugăm să le spuneți aici împreună. O să punem în continuare o mărturie, dacă nu sunt întrebări sau mărturii. Da, poate vă mai gândiți. O să punem mărturia pentru Florin Botezan din Alba Iulia, care a fost susținută la simpozionul de la Iași. Părintele a fost președinte al Ascolului București înaintea mea. Da.